În apa botezului îl avem pe fratele Artur din Briceni. În urma unui virus, unei boli, a ajuns să stea în acest cărucior de rotile. Și-o rugăm pe Domnul ca să se îndure de el. Amin. El a hotărât ca să își predea viața în mâna Domnului. A întâlnit niște frați care i-au făcut de cunoscut calea Domnului și s-a hotărât să-L urmeze pe Domnul. Frate Artur, crezi în Dumnezeu Tatăl? Da, cred. Crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos care iartă toate păcatele întregii omenii? Da, cred. Și care ridică toate boalele oamenilor? Da, cred. Până când doriți să rămâneți credincioși Domnului? Până la moarte. În baza mărturii dumneavoastră, noi astăzi vă botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. În apa botezului avem și sora Inga. Sora Inga, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Da, cred. Crezi că Dumnezeu Tatăl este Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că Duhul Sfânt este Mângâitorul tău? Da, cred. Cât timp închei și strecământ în apa botezului? Până la moarte. Pe bază mărturisării tale te botezăm în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Mai mare fericire și har pe lume nu, decât să fii cu Domnul, să știi că ești al Lui. Mai mare fericire și har pe lume nu, decât să fii cu Domnul, să știi că ești al Lui. Thank you.